Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Discutăm astăzi despre prioritățile guvernamentale, dar și cele parlamentare pentru județul Iași. Știți bine, bugetul național a fost pus în dezbatere. Ați văzut scandalul care a fost pe marginea acestui subiect. Se așteaptă promulgarea acestui buget, dar după rezolvarea problemelor la Curtea Constituțională, știți, ați aflat, președintele nu este de acord cu bugetul și motiv pentru care am făcut această acțiune la Curtea Constituțională. Toți primarii discută pe acest subiect pentru că amânarea bugetului național obligă administrațiile locale să-și amâne proiectele, mai ales cele de investiții, dezbaterile pe bugetele locale și sunt îngrijorări foarte, foarte mari că se va ajunge, iată, cu bugetele locale undeva prin aprilie, varianta cea mai optimă, poate chiar mai, ceea ce este foarte, foarte rău pentru localități. Repet, mai ales pentru investiții. Dar în aceste dezbateri pe marginea bugetului național, parlamentarii au avut propuneri de investiții. Fiecare parlamentar a susținut amendamente, liste venite din teritoriu, de la primari, de la cetățeni și ele, într-o mică sau mai mare măsură, se regăsesc în acest buget național. Bun, dar se va discuta în mod evident și bugetul Consiliului Județean Iași. Foarte important, mai ales pentru primării, primăriile comunale, pentru că de acolo se așteaptă bani și pentru supraviețuire, dar mai ales pentru investiții, pentru drumuri în special. Bun, discutăm despre toate acestea cu domnul Petru Movilă, parlamentar de Iași, din partea PMP. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și dați-mi voie pentru început să vă urez o primăvară frumoasă, să ne urăm o primăvară frumoasă, pentru că toți am așteptat soarele într-un fel sau altul și 1 martie pentru noi toți așa e, ar trebui să fie o revelație, e o trezire la viață, o energizare și momentul de la care oamenii încep să-și pună în aplicare gândurile, visele din perioada de iarnă, așa. Vine momentul în care e o descătușare de energie și de gânduri bune. Așa că vă doresc să aveți tot ce e mai bun și mai frumos și mai ales căldură. Bun, domnule deputat, înainte de a trece la cifre, la liste, la aceste proiecte care au fost susținute, pe care le-ați susținut și dumneavoastră, importante pentru județul Iași, haideți să înțelegem puțin acest subiect și anume cornul, laptele și fructele pentru elevi, aceste programe blocate în cele mai multe localități din județul Iași. Subiectul a fost discutat zilele trecute în Consiliul Local Pașcani. S-a pus pe masa Consiliului Local un proiect de hotărâre de asumare sau nu a licitațiilor pentru aceste produse, în contextul în care încă de anul trecut Consiliul Județean a pasat această problemă administrațiilor locale, dar fără suportul legislativ, fără clarificarea decontărilor. Motiv pentru care, iată, administrația locală a și votat împotriva asumării, iar Consiliul Județean se înțelege ar trebui să reia procedurile, adică exact de acolo de unde s-a rămas în august sau în vara anului trecut. De ce s-a votat așa în Consiliul Local? Care a fost logica? În Consiliul Județean, în primul rând. Consiliul Județean. Da, bună ziua. Trebuie să spunem că ceea ce se întâmplă la Pașcani și în alte zeci de comune din județul Iași este consecința luptei politice între președintele Consiliului Județean Iași Măricel Popa PSD și primarul municipiului Iași Mihai Chirica PSD. Da, atât timp cât guvernează cu toți consilierii. Deci a fost o hotărâre, spuneți, cu indicație să-l încurce pe să-l încurce pe Chirica, pentru că a sperat că licitația la nivelul municipiului Iași, care este o licitație mult mai mare, suma pentru municipiul Iași este mult mai mare, deci cred că este jumătate decât cea din total județ. Era o licitație cu riscul de a nu fi realizată. Și din acest punct de vedere, Popa a hotărât să distribuie la toate comunele, că o să vină pe achiziție publice, pe Pașcani și așa mai departe.
fără să precizeze, cum ați spus dumneavoastră, să aibă condițiile legale. Dacă vă amintiți, cred că în luna decembrie sau în ianuarie, guvernul a dat o ordonanță de urgență chiar în să vină, sau în februarie, să mai clarifice câte ceva din aceste aspecte. Din păcate, oamenii ăștia și-au bătut joc de copii, lupta lor politică, nu s-au gândit la consecințe. Trece anul școlar, da, foarte mulți copii nu au beneficiat de un drept al lor. Fără să ținem cont că, sigur, și în zona Pașcani, Hârlău, mai sunt sate, mai sărace. Din zona din care vin eu, Țibănești, da, e o comună bogată, da, sunt acolo comune sărace, Mironeasa, Dăgăța, Țibana, Mădârjac, alte comune din sud, în nord, pe malul Prutului, pe la Bivolari, Trifești. Bă, pentru copiii, unii dintre copii era singura bucurie de a merge la școală, pe lângă faptul că se întâlnă singurul motiv. Singurul motiv, da. Ei, acest lucru este foarte grav și, din păcate, oamenii nu înțeleg, sau poate o să înțeleagă, că asemenea oameni care își bat joc de oameni nu au ce căuta în politică. Am văzut la Pașcani, știți că am fost la ședința de consiliu local anterioară, pentru că dacă sunt ședințe lunea, marcea și miercurea, eu sunt la București, nu pot veni joia, alt program, dar voi veni foarte des la Pașcani. Cum fac de altfel acest lucru? Am văzut clar îngrijorarea consilierilor locali, indiferent de culoare politică, pentru că ei sunt responsabili față de copiii și părinții din Pașcani. Da? Sunt foarte mulți care au. Dar ca principiu, dacă este un drept, de ce să nu-l primească copilul respectiv? Dar în același timp sunt și foarte mulți copii care nu au sau nu au suficient. Deci copiii nu-i putem împărți care au sau nu au. Corect. Când merg în clasă și primește, unul vrea și celălalt. Că așa și noi am fost copii, știm. Cert este că nu este o soluție la acest moment imediat. Nu mai putem recupera perioada din an care a trecut. Și e un lucru cât se poate de grav. Iar Consiliul Local Pașcani a acționat corect, pentru că nu putea să-și asume o procedură fără cadrul legal și fără finanțare. Ați văzut că una dintre probleme era garantarea finanțării achiziției de către Consiliul Județean. Fonduri puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Pentru că ar fi venit Consiliul Județean și spunea, v-ați făcut la Pașcani achiziția, păi dacă n-ați avut sursă bugetară, de ce ați făcut-o? Asumați-vă și continuați. Bun. Domnule consilier, dar propunerea venită din partea șefului CJ a fost aprobată de consilierii locali. A fost aprobată de toți? Sau de consilierii județeni. Noi PMP-ul nu am aprobat și, dacă vă amintiți, am fost primul partid care am semnalat președintelui Popa că trebuie să gândească rapid decizii și măsuri, chiar dacă este târziu. Mai sunt 3 luni de școală și cu siguranță vom avea... nu se vor derula licitații. Deci noi nu am votat asemenea lucruri. Și nici nu vom vota, pentru că, sigur, noi nu avem mulți consilieri, dar avem niște reguli sănătoase. Nu votăm nici pe comenzi, nici pe negocieri. Votăm exact proiecte în interesul oamenilor și comunității, pentru că după ce ai votat, oricum cobori între oameni. Și trebuie să le explici, da? Să ai argumentații corecte de ce ai votat într-un fel sau altul. Bun, municipiul Iași s-a descurcat cu aceste licitații? Cred că municipiul Iași a împărțit în mai multe centre de achiziții. Are și un alt specific. Sunt centre de execuție bugetare, municipiul Iași. Sunt școli, centre de execuție bugetară cu care primăria poate colabora, poate avea alte... Și s-a descurcat. Și s-a descurcat. Dar mai e un lucru important. Dar au căzut victime... Aceleași decizii, pentru că și au întârziat datorită Consiliului Județean. Mai e un lucru foarte important. Municipiul Iași, aici oamenii trebuie să ne dea dreptate, are altă soluție financiară decât Pașcani. Categoric. Ar avea cu riscurile corespunzătoare de unde să susțină așa ceva. Bun. Prin urmare, iată, au căzut victime alte localități, orașe și comune din județ. Va fi tras cineva la răspundere? Iar primarii nu trebuie să plângă. Domnul Cojocaru. Păi ei sunt să duc cu președintele CJ, care e președintele PSD-ului la Iași. Adică nu se poate să duc la Iași, se pupă la șprițuri și când vin acasă ne omoară nu știu cine și n-am putut. Dar credeți că ei sunt mulțumiți? În fața lui Popa toți sunt mulțumiți. Și în fața presii. Da? Când vin în comunitate, domnule, ce greu ăla, băi, du-te la el, l-ai votat.
ai cules voturi pentru el în campanie. Du-te, băi, ți-am adus... Este din partidul tău, colegul tău. Sigur, despre asta e principiul. Nu contează de unde. Băi, am muncit pentru tine în campanie, ți-am adus voturi. Eu m-au votat să fiu un om serios. Dar nu pot să mă duc în comunitate și spun, băi, am fost, dar nu se poate. Știți, când ei decid. Nu... Bun, asta înseamnă că în Consiliul Județean s-au dat, iată, se pot da hotărâri cu dedicație care afectează un întreg județ. Cum păi se dau legi cu dedicație, domnul Cujor. Se dau legi cu dedicație pentru a îngenunchea justiția. Noi nu am avut legi muncite în ultima vreme care să vină să corecteze problemele din justiție. Să vină să introducă în legislația românească hotărâri ale curții constituționale, peste 50 de hotărâri. Nu a venit guvernul ca să spună, avem un proiect național pe tot ce înseamnă legislația pentru Ministerul Public, pentru Justiție, Parchete și restul. Ăsta e proiectul, 3 luni îl dezbatem, după aia facem odată pentru totdeauna lege în România pentru Justiție, ca să nu le schimbăm la fiecare 6 luni, la fiecare an, sau în funcție de ce condamnat penal este într-un partid sau altul, sau are dosar penal, să dăm ordonanță să-l salvăm. Bun. Ce părere aveți despre această ordonanță care a stârnit atâtea reacții în rândul procurorilor speciali? Vreau să mă întorc întâi la buget și după aia mergem. Deci, la dezbaterea de buget au fost multe amendamente. Eu am reușit să introduc, am inițiat un amendament. Vă referiți la dezbaterea pe bugetul național, pe bugetul național. Da? Știți că și în ședința de Consiliu Local la Pașcani a fost întrebat despre șoseaua de centură a municipiului Pașcani și atunci am spus foarte clar că șoseaua de centură este parte integrantă a autostrăzii Unghirea-Târgu Mureș și nu se va face separat. De pentru care și-am spus, am inițiat acel amendament pentru studiu de fezabilitate pentru Târgu Neamț, Iași-Ungheni, am susținut sigur și Târgu Mureș, Târgu Neamț, și au trecut banii pe pagina principală, pentru că ei erau, dacă vă amintiți, presa spunea și PSD-ul spunea de la Iași, că banii se împrinși undeva la Compania Națională de Investiții, nu știu unde. Și am spus, nu e firesc ca o investiție de miliarde de euro să nu fie pe pagina principală în buget. Și acum este pagina distinctă în buget și pentru Târgu Mureș, Târgu Neamț, dar am reușit prin votul tuturor, i-am convins, am muncit foarte mult, să avem bani pentru studiul de fezabilitate și pentru Târgu Neamț Iași. Adică Pașcaniu va fi cuprins ca și studiul la șoseaua de centură pe acest tronson. Al doilea lucru, sigur am avut mai multe amendamente, dar ăsta e cel mai important și pentru pășcăneni cred că acest lucru este important. De asta văd pe Facebook o mulțime de mincinoși politic. Da? Și îmi informez pe pășcăneni sau îi rog să fie atenți la cei care toată ziua stau pe Facebook, dar nu coboară printre ei să-și asume lucrurile. Și-și asumă meritele altor politicieni. Cel mai urât lucru pentru un om care muncește să-i fie furată munca, la fel ca dumneavoastră sau cei care ne privesc, n-ar fi niciodată de acord să vină cineva să le fure munca, poate mai mult altceva. A fost un moment foarte important la dezbaterea de buget privind alocațiile pentru copii. De-a lungul timpului, sau în 2015, a mai trecut odată mărirea alocațiilor, dacă vă amintiți, pe un amendament al PNL-ului, care a trecut și cu ajutorul PMP-ului și pentru că împreună am avut mai multe voturi decât PSD-ul din sală. Da? Nu erau în sală, nu știu unde erau. Ei, când a venit la votul final, PSD-ul nu a mai putut să voteze împotriva acestui amendament trecut. La fel și aici, la proiectul de buget, când s-a discutat acest amendament, toate partidele au avut amendamente pe alocații. Cred că PSD-ul nu a avut, sau au fost suspinse. Dar în momentul în care a ajuns amendamentul PNL-ului, noi cei din opoziție am avut mai multe voturi decât PSD-ul. Și a trecut amendamentul și a fost o mare problemă, ați văzut, pentru că lucrul acesta genera creșterea deficitului bugetar. Și ați văzut, pauze de consultări, scandaluri, a venit Liviu Dragnea cu un alt amendament și așa mai departe. Cert este că amendamentul a trecut, este cuprins la fel ca și banii pentru studii pentru autostradă în buget, în proiectul de buget, pentru că nu putea spune de buget încă nu-i validat. Dar a fost diminuat bugetul pentru Serviciul Român de Informații.
Și acesta este argumentul pentru care președintele a trimis la Curtea Constituțională bugetul. Să vă spun de ce. Bun, dar părerea dumneavoastră care este? Atitudine... Nu, dar să înțeleagă oamenii. Președintele avea dreptul și obligat să facă acest lucru, pentru că bugetul Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, SRI-SIE, este avizat anterior proiectul mare de buget de către CSAT. Și așa suntem noi în întârziere. Asta e o poveste, o luptă PSD-PNL Iohannis să-și bată joc de români. Pentru că dacă Iohannis a sesizat astăzi joi Curtea Constituțională, tocmai pe argumentele care spune PSD-ul, domnule, copii alocații, ceea ce e parțial adevărat, a doua zi Curtea Constituțională trebuie să delibereze. Deci Curtea Constituțională a fost sesizată săptămâna trecută, a programat dezbaterea pe 6-8 martie, două săptămâni. Niște oameni responsabili în țara aceasta, pe care îi durea bugetul, copii alocații, pensii, făcea Tăricianu cu Dragnea, făceau adrese. Domnule președinte al Curții Constituționale, fost membru PSD, Valer Dorneanu, vă rugăm, ținând cont de necesitățile economice ale României, să vă întâlniți în timpul cel mai scurt pentru a da o rezoluție, o hotărâre a Curții Constituționale pe buget, da? Într-o zi făceau asta și în trei zile bugetul era din nou în Parlament și înapoi la Iohannis. Dar ei fac această porcărie politică, scuzați-mi termenul. PSD-ul spune că Iohannis blochează alocațiile, Iohannis spune că PSD-ul nu a adoptat corect bugetul și blochează alocațiile. Cine pierde? Oamenii. Ei, bine, mersi. Ați înțeles? Cum a spus dumneavoastră, absolut corect, domnule. E fundamental ca o țară să aibă bugetul. Până la ultimul consiliu local, da? Pentru că bugetul vine și la ministere, agenții naționale, consiliul județean, consiliul locale, da? Toți aveau interesul ca în 2-3 zile să termine povestea cu bugetul. Noaptea, cum am stat noaptea. Ori ei preferă să ducă o luptă politică mizerabilă, și o să vedeți declarațiile mele din Parlament, cine a creat creșterea, dublarea locațiilor, și după aceea fiecare să spună celuilalt că e responsabil. Și românii spun, bă, uite, Iohannis ne fură locațiile, liberalii să spună că ne fură PSD-ul. Eu am propus, îmi pare, pot să vă și trimit, să vedeți, în plenul Parlamentului am spus PNL și PSD, faceți o comisie de mediere pe ceea ce înseamnă locații și terminați-o odată cu poveștile, pentru că oamenii au nevoie de buget. Deci, Curtea Constituțională și ea se poate întâlni și mâine, oricând se poate întâlni, astfel încât România să aibă buget luni. Dacă este bugetul luni de la Curtea Constituțională, președintele îl poate promulga. Până vinerea viitoare și ultima comună poate avea buget. Știți de ce? Că într-o zi ministerele au buget, îl împart la structurile subsecvente, cum e Ministerul Transportului, de exemplu. Împarte la Romața, la CFR Călători, compania de drumuri rară, RRE, ce are în subordine. Sau Ministerul de Interne și Ministerul de Finanțe, într-o zi, împart cotele defalcate la tot ce înseamnă Consiliul Județean. Consiliul Județean, în două zile, chiar dacă spun, domnule, trebuie pe transparență ceva, e situație excepțională de urgență, vine, da? Adică fiecare a doua zi după ce a terminat celălalt, poate veni să-și facă partea... Dar să știți prea bine că lucrurile nu stau așa. Eu vă spun cum se poate face corect, logic și că legea permite. Știți că cei de la Curtea Constituțională au stabilit un alt termen care este mai departe? Peste o săptămână. Așa? Deci asta spuneam, dacă cei de la Curtea Constituțională erau români adevărați... Știți că va mai dura până când... Păi și bugetul lor e afectat, nu? Știți că va mai dura până când președinția va da ok-ul pentru acest buget? Este foarte posibil să se întoarcă în Parlament bugetul și atunci sigur se întoarce, lucrurile se complică. Domnul Cojocaru, încă din momentul în care a fost afectat ca principiu modul de adoptare a bugetului instituțiilor de forță SRI, Traian Băsescu în Parlament a și spus, din punct de vedere constituțional, ați încălcat o regulă și bugetul va reveni din timpul dezbaterilor, ați văzut, ceea ce și s-a întâmplat. Dar Parlamentul în maxim o zi îl poate face, de dimineață până noapte, cât e nevoie
putem sta fără nicio problemă. Domnule deputat, dacă este voință politică, dar s-a văzut foarte clar că voință sau suficientă voință politică nu este. Voință este, dar nu în direcția corectă, domnul Cojet. Mai degrabă voință politică a fost, dar nu în direcția corectă. Pentru că direcția corectă era ca după dezbaterea bugetului, într-o săptămână să se rezolve toate problemele de neconstituționalitate, eu știu, de respectarea legii bugetului, da? Pentru că ai o lege în baza căruia se construiește bugetul, da? Și se adoptă. Sunteți parlamentar de mulți ani. Există un precedent? Au mai fost ani în care bugetul să fie adoptat atât de târziu? Discutat? Nu. Chiar și nu proiectul sine a fost, fost pentru că am venit în ședințe extraordinare în ianuarie, 7, 8 exact, ianuarie, 10 exact. Ianuarie, de regulă la 1 februarie, cam toată lumea avea bugetul. Dar cum ați spus dumneavoastră, voința politică există, dar nu în direcția de a face lucruri bune, ci de a crea mereu evenimente în baza cărora fiecare îl înjură pe fiecare, îl acuză pe fiecare și fiecare spune că celălalt este vinovat, fără să se uite că a făcut cel puțin atât de multe greșeli ca și celălalt. Pe acest proiect privind autostrada, ați făcut echipă cu parlamentare din județul Iași, ați avut sprijinul lor pe acest proiect? Extrem deci, de important pentru zonă. Pot să vă spun doar că în momentul inițierii am avut, sigur, partenerul meu principal a fost colegul Marius Pașcan de la Mureș, tot PMP, pentru că am spus simbolic, este absolut firesc, fiind autostrada Ungheni-Iași Târgu Mureș, să avem un parlamentar la Iași și unul la Târgu Mureș. Dar au venit colegii de la UDMR, au venit colegii de la USR, au venit colegi de la PNL și au semnat și cei de la PSD. La Senat am avut suportul senatorului Toma și a senatorului Lupu, important acest lucru. Senatul a adoptat tacit legea, nu și-a asumat-o, după care la Camera Deputaților colegi de la toate partidele au susținut. Eu am avut o muncă susținută de lobby aproape zilnic cu PSD-ul și cu ALDE pentru a vota, pentru că nu trecea fără votul lor, nu are rost să ne păcălim, dar și au votat pentru că exista riscul ca parlamentari din Moldova, de la PSD și la ALDE, să voteze. Și împreună cu UDMR-ul și grupul minorităților au susținut. S-ar fi făcut de rușine. Cert este că la dezbaterea de buget, proiectul de buget în Comisia de Buget, am fost titular acolo în locul colegului meu de la PMP, mi-am luat împuternicire și de la a susținut de la PSD Victorel Lupu, un lucru foarte important, și la votul final pe anexa Ministerului Transportului am avut voturi. Care va fi parcursul de aici încolo? Vă întreb asta pentru că, în mod evident, toată lumea se întreabă. Bun, dar când vor începe lucrările? Deci am fost săptămâna trecută la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În momentul în care bugetul este aprobat, ei sunt în măsură să scoată la licitație studiile. Și aici este un lucru important să menționez. Prin amendamentul pe care l-am făcut, și tronsonul Târgu Neamț Iași-Ungheni a intrat în responsabilitatea Ministerului Transportului. Dacă vă amintiți, guvernul PSD și Dăncilă și cei care erau la transporturi vorbeau de parteneria public-privat pe acest tronson și pe Comisia Națională de Prognoze. Ori acum tot proiectul este la Ministerul Transportului. Deci urmează să se scoată la licitație studiile. Eu am avut săptămâna trecută discuții la companie, cum spuneam, cu domnul Narcis Neaga, care este director general și care m-a informat. Eu l-am rugat să scurtăm termenul de realizare a studiilor 12 luni, ca să intrăm pe bugetul anului 2020 cu prevedere bugetară. Și el mi-a explicat, domnule deputat, ținând cont de problemele de mediu care au existat, știți foarte bine, care a fost un argument, pentru noi este important să monitorizăm 12 luni, un an întreg, tot comportamentul de ecosistem, biosisteme și așa mai departe, în, de-a lungul întregului proiect. Și am zis, ok, mi se pare un argument rațional, dar asta nu ne împiedică pe noi ca în bugetul anului viitor să începem să prindem bani pentru proiectul tehnic și
execuție și ăsta este un alt argument important. Domnul Ineagă a spus vom scurta timpul de începerea implementării pentru că vom licita la pachet proiectare și execuție. Și mi se pare absolut corect. Totodată, în baza acestor studii, Guvernul României poate transmite sau poate deja transmite o scrisoare de intenție pentru accesarea fondurilor europene pentru autostrade. Este cea mai importantă sursă de finanțare. Sunt convins că în întâlnirile care aveți cu cetățenii sunteți întrebat direct când anume va fi funcțională autostrada. Eu mi-aș dori să fie funcțională la sfârșitul anului 2020, primii 100 de kilometri. Da. Realist vorbind, care ar fi, să spunem, care ar fi orizontul de timp? Domnul Cojocaru, inginerește vorbind, noi avem trei tronsoane. Ungheni-Târgu Neamț, Târgu Neamț de Trău, Trece Munții și de Trău Târgu Mureș. De unde se va începe? Acele trei tronsoane se pot scoate la licitație simultan. Deci nu e obligatoriu să am o firmă care să moară 10 ani. Să fie trei șantiere. Trei șantiere, că ați văzut, este această practică, chiar primarii când repară o școală, ca în loc să facă licitație, să facă selecție de oferte, scoate la licitație construcție, la achiziție de ofertă construcție, scoate la achiziție de ofertă instalația sanitară, instalația electrică separat. Și... ar grăbi mult realizarea deci, investiției. Scoaterea la licitație simultană a celor trei tonsoane și cu finanțare corect ar permite ca în 4 ani de zile să putem circula pe autostradă. Gândiți-vă că avem două tronsoane foarte mult mai ușor de executat. Târgu Neamț, Ungheni, este un tronson de câmpie și Ditreu, Târgu Mureș, este Podișul Transilvaniei, oricum nu... Accesibil. Nu sunt, da, tuneluri, viaducte sau nu știu ce lucrări speciale și costisitoare. Însă, realizarea unor proiecte presupune muncă, consecvență și efectiv zi de zi aproape să mergi, să urmărești că se întâmplă ce trebuie, pentru că statul român are foarte mulți funcționari care trebuie dați afară. O ultimă întrebare pe acest subiect și apropo de funcționarii din ministere. Ați avut sentimentul în toate aceste demersuri făcute de-a lungul timpului pe acest subiect că această investiție este dorită sau mai degrabă nedorită aici în zona Moldovei? Vă întreb pentru că... Sunt foarte multe teorii. Nu ne lasă rușii, nu ne lasă americanii sau nu vrea guvern. Pot să vă spun că am avut foarte multe sentimente de la un capăt la celălalt. Important e ce vrem noi. Important este că această autostradă este o necesitate pentru Moldova și pentru România, pentru Pașcani. Gândiți-vă ce ar însemna să fie autostradă și producătorii care sunt acum, nu-i numesc, dar sunt producători care exportă în multă lume, sunt producători de produse alimentare care aproape jumătate din producție cred că o duc în Germania sau în Europa. Ce important ar fi că în loc să ajungă marfa cu 8 ore, cu 10 ore mai târziu, să ajungă cu 10 ore mai devreme. Și transport, și costuri, și rest. Însă, din punctul meu de vedere, teoria că nu ne lasă rușii, nu ne lasă extraterestri, e o poveste. Noi, este important ce vrem noi să facem. Vă dau un exemplu. În 2008, vă amintiți, am făcut comisia de anchetă pentru a opri vânzarea antibiotice. În condițiile în care Tăricianu, prim-ministru, spunea că ne obligă Uniunea Europeană să vindem fabrici din România și așa mai departe, ca și condiție de aderare, de integrare, Schengen și așa mai departe. Nu a prezentat nimeni niciodată un document scris că ne obligă cineva să facem ceva pe aceste teme și am reușit să salvez împreună cu alți colegi parlamentari, să salvez Antibiotice Iași, care astăzi este o companie care ne face cinste ca ieșeni și nu numai ca români. Bun. S-a discutat, iată, zilele trecute, a fost o întâlnire între prefect și șefii spitalelor da. Și edilii din orașe, municipii din județ, privitor la soarta unităților medicale din județ. S-a discutat despre spitalul regional, despre actualizarea masterplanului. Și din discuțiile care au avut loc, a reieșit că este nevoie să impune o restructurare masivă în spitale din județ. De exemplu, pentru Pașcani,
S-a discutat că ar trebui să fie reduse 60 de paturi, s-au găsit o altă variantă, așa încât secțiile unde sunt puțin pacienți, puține internări să fie închise sau să fie reduse. Bun, a stârnit o reală îngrijorare în rândul managerilor, dar și în rândul primarilor. Mai degrabă în rândul populației. Populația abia a aflat și se uită la televizor, încearcă să înțeleagă acest subiect. De ce acest obiectiv e extrem de important pentru Moldova? Spitalul regional pune, iată, în ecuație o restrângere a activității medicale în județ. În primul rând, de ani de zile asistăm la o minciună PSD clară cu Spitalul Regional. Știți că eu am spus de multe ori, povestea e mai veche, că singura soluție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență la Iași și în general țara sunt fondurile europene. Am intrat pe... Deci nu credeți în proiectul ăsta, nu? Ba da, cred, dar pe fonduri europene, pentru că el este necesar. Iașiul are... cred că 14 spitale în municipiul Iași. Foarte multe sunt monoprofil. Gândiți-vă, neurochirurgie, exact. Cardiologie, infecțioase, chirurgie toracică la pneumoftiziologie și multe altele. Nu? Maternitățile, da, sunt monoprofil. Foarte mulți pacienți sunt plimbați între spitale pentru că nu există Spiridonul, are cele mai multe specialități, dar nu are neurochirurgie, nu are obstetrică, ginecologie, sunt câteva activități care îi lipsesc, da? Și atunci este necesar pentru ea și Moldova Spitalul Regional, tocmai ca într-un singur loc la pacient să vină medicii de pe etaje, acolo unde este la terapie intensivă sau de operație, decât să-l plimbi prin oraș cu ambulanța. Deci, asistăm la o minciună asupra faptului că de ani de zile suntem cumva la studiul de prefezabilitate, în condițiile care pierdem bani. Ați văzut că PSD-ul ALDE a spus că reportează în 2021 spitalul de urgență, că nu știu ce trebuie. Nu, îl reportează pentru că nu au bani de cofinanțare, pentru că statul român trebuie să vină cu o cotă de cofinanțare. În sensul implementării acestui spital, sigur, e absolut necesar să existe o evaluare a necesarului de servicii de sănătate și totodată ce se întâmplă cu celelalte structuri. Și atunci, s-a făcut acest studiu din birou, niște neisprăviți pentru care s-au dat bani, pentru că acest studiu trebuia să facă două lucruri fundamentale. Prima, trebuia să discute cu toți proprietarii de spitale și să iau un accept scris, pentru că au zis că au consultat. Când au venit la Pașcan, trebuia să spună, suntem firma de consultanță care face master planul de servicii de sănătate pentru regiunea Nord-Est. La Pașcan sunt două spitale. Care sunt datele actualizate. Da. Și noi vă propunem următorul lucru. Vă propunem ca la Spitalul Municipal Pașcan avem o activitate care nu se susține, să luăm 10 paturi de aici, le ducem la Iași, da, sau 10 paturi de chirurgie, de oftalmologie, nu se justifică. Lăsăm doar 5 și 5 le transferăm la paliație, de exemplu. Adică spuneți că ar fi trebuit să fie o consultare înainte. 2. După acest demers, Consiliul Local Pașcani trebuia să dea o hotărâre de Consiliu cu avizare de principiu. Nu s-a întâmplat lucrul. Păi nu s-a întâmplat nicăieri. Deci oamenii au făcut din birou aceste lucruri. Gândiți-vă, odată, nu au consultat nici oamenii din sistem, medici, sanitas, ordinul asistenților și așa mai departe. Și acum încearcă să corecteze... Nu pot, încă puțin. După care, sau ei puteau să spun, cum am zis, peste tot, la Spiridon, de la Spiridon pleacă chirurgie, orele, oftalm, ortopedie și așa mai departe, care înseamnă 200 de paturi. Noi nu luăm 200 de paturi din Spiridon, ci spațiile respective în Spiridon vom avea cercetare medicală, vom avea paliație, vom extinde clinica de hematologie, de exemplu, sau ceva ce face doar Spiridonul. Da? Deci, pe lângă faptul că nu au consultat și nu au hotărâri de principiu ale administrației locale unde sunt proprietari, nici de la Ministerul Sănătății, da? Pentru că unele țin de Consiliul Local,
și la Iași, ca și la Pașcani, unele țin de Consiliul Județean, altele țin de Ministerul Sănătății, cele trei forme de proprietate. Deci ei au venit, noi au consultat, nu au spus ce se întâmplă cu spațiile, cu restul de activități, pentru că Pașcani spunea, prin hotărâre de Consiliu Local, cum spunea, domnule, suntem de acord să scoatem, nu știu ce, sau ne reorganizăm pe alte secții. Așa a fost situația la Târgu Frumos. La Târgu Frumos oamenii spun că s-au închis spital, dar erau specialități, erau vreo 20 de specialități, erau 10 medici, erau 60 de asistenți medicali și încă 20 de TESA. Nu aveau servicii medicale corespunzătoare. Oamenii mureau cu zile acolo, pentru că îi țineau, făceau cheltuieli. Și atunci era mult mai ieftin ca la Târgu Frumos să ai 10 ambulanțe care să ducă oamenii rapid în orice moment la spital unde avea maximă asistență medicală de specialitate, în loc să-l ții o săptămână la spitalul din Târgu Frumos și în ultimul moment medicul chema ambulanța și-l trimitea. Bun. Deci acest master plan... sunt împotriva modului cum s-a făcut acest master plan, sunt împotriva modului în care niște neaveniți au gândit și încă un minut, vă dau un exemplu, ok, au vorbit despre reduceri de 4 mutări. Institutul de boli cardiovasculare din Iași deservește toată Moldova, are 170 de paturi. Necesarul este cam de 300 de paturi. Tot de ani de zile, și o fac de mersul și nu reușesc, ne trebuie o secție de chirurgie cardiacă pediatrică, nu? Da, avem zona cu cei mai mulți copii, pleacă în sănătate la operații pentru că noi nu putem. Păi un master plan serios, un studiu de serios privind necesarul de servicii de sănătate, nu spunea, băi, îi omorâm pe ăștia, le luăm 4.000 de paturi în Moldova. Păi, dar trebuie să punem și ceva nou care nu există, nu? Și în master plan nu... Nu există nimic despre Institutul de Boli Cardiovasculare. Bun. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară.
Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, domnul deputat Petru Movilă de la PMP. Domnule deputat, se va discuta, rămâne de văzut când, și bugetul, lista de investiții în Consiliul Județean. Este momentul în care toți primarii din comune în special așteaptă să vadă câți bănuți vor primi și în ce măsură vor fi sprijiniți pentru investiții. Sunt foarte multe probleme în județ. Mai nou vedem politicieni coboară din mașini pe străzile care arată ca după bombardament, își fac fotografii, comentează pe Facebook. Dar atunci când vine vremea votului, a alocărilor bugetare, problemele se complică. Da. Din perspectiva sau în ceea ce privește responsabilitatea drumurilor județene, este clar responsabilitatea Consiliului Județean. Oamenii trebuie să înțeleagă aceste lucruri, că sunt responsabilități diferite și trebuie să ne judece, să ne analizeze pe fiecare despre acest lucru. În zona în care am fost deputat pe colegiu, este un drum 2 km ca de bombardament. Am 3 ani de zile de când mă duc la președintele Popa în fiecare an pentru a plomba și asfalta 2 km de drum spart. Este responsabilitatea lui. Nu a făcut absolut nimic. Pentru că sunt de acolo și pentru că sunt deputat, toată lumea vine la mine. Bă, fă drumul, ceva, zic, bă, prieten, uite, am fost, am documente, am fost cu primari, cu oameni de acolo. Este o totală inabilitate și dacă luați directorul de la drumul județene și președintele Popa, habar n-au care sunt drumurile în județ. Ca să lumea să știe foarte clar. Puteți să mă întrebați ce drum vreți din zonă. Dar pot să vă dau și o veste bună despre unul dintre ele. Cert este că acum 2 ani de zile, Partidul Mișcarea Populară, prin consilieri Alina Ivanoaie și Marian Uscatu Camelia Ciornea, i-au propus președintelui Consiliului Județean și plenului Consiliului Județean, întrucât existau aproape 50 de milioane de euro în cont, să mai ia 30 de milioane de euro credit și să scoată la licitație toate drumurile județene care aveau nevoie de reparații. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. De-abia de anul trecut din toamnă și anul acesta, pentru că vine anul electoral, Consiliul Județean, Popa și PSD-ul, hai să facem drumul. Este important ce a spus dumneavoastră și pot să informez pe oameni că, sigur, anul acesta va intra în execuție drumul Iași-Suceava. Și mă refer la faptul, pentru cei care ne privesc, că e o porțiune de drum sau vine pe Iași, Movileni, Grobnița, Focuri, Fântânele, Coale Capre, Bălcești, Hodora, de la Hodora va veni Ceplenița, Bădeni, Scobinți și mai departe va intra Slobozia, Sirețel, până la intersecția cu Lespes-Dolhasca. Un drum foarte important. Pentru oameni din zonă este un drum foarte important. Un alt drum foarte important, care este la licitație, cred că proiectarea sau execuția, îmi cer scuze, este Blăgești, Todirești, Stroiești, Coasta Măgurii, Cârjoaia, Cotnari. Este un drum extraordinar de important pentru că va scurta foarte mult drumul celor care vin dinspre Botoșani. Sigur, vor putea veni și pe Scobinți, dar vor veni pe aici. Sunt, cred că, cele mai importante drumuri județene de care oamenii au nevoie aici în zonă. Sigur, sunt și altele, dar cred că, nu știu, n-am mai fost de mult de la Stoniceni spre Miroslăvești, dacă s-a parțial. Da. Cum credeți că va arăta bugetul județului în acest an și care sunt prioritățile proiectului? Pot să vă spun că din bugetul național, și am condamnat acest lucru, Consiliul Județean Iași are cea mai mică alocare din Moldova, sub Vaslui și Neamț. Frumos. Ceea ce e foarte grav. Privind responsabilitățile Consiliului Județean, am vorbit de drumuri, dar va fi foarte important ca oamenii să știe că regia de apă Canalia și Apa Vital are proiecte semnate cu finanțări de 130 de milioane de euro, pentru că până în 2020 în toate statele din România trebuie să avem apă curentă și imediat trebuie să venim cu programul de canalizare. Adică cine va veni și va spune, băi, v-am adus apa, v-am salvat? Nu. Este obligația României față de Uniunea Europeană. Și toți primarii, indiferent de culoare politică, vor avea bani prin investiția Apa Vital
să avem aceste lucruri. Dar proiectul este blocat. Se așteaptă o semnătură pe acest proiect undeva prin minister. Nu, se rezolvă. Am discutat, va veni. Deci sunt bani pentru acest lucru. De asemenea, școlile speciale, învățământul special, ține de Consiliul Județean. Din acest punct de vedere, Consiliul Județean trebuie să aloce bani și la Pașcani există învățământ special pentru ca să fie toate condițiile. De asemenea, Direcția de Asistență Socială, și aici a fost o mare dezbatere la buget, una din probleme, când guvernul PSD-ALDE a hotărât să transfere la primari și consilii locale plata însoțitorilor și asistenților personali. PMP-ul a votat împotrivă. Este un lucru de neacceptat, pentru că eu am inițiat proiect de lege acum 4 ani de zile ca statul să ia la bugetul centralizat plata drepturilor pentru persoane, tocmai ca să fie garantat, pentru însoțitori și persoane cu handicap, pentru că foarte mulți primari le-au desfăcut contractul de muncă la acești oameni, nu le-au dat salarii, indemnizația, știți că veneau de regulă la sfârșitul anului și aici pot să vă spun că am beneficiat tot timpul de susținerea unui pășcănean foarte priceput, al lui Gabriel Grinea, care tot timpul m-a susținut pe legislație și pe demersuri pe această temă. Și nu numai el, dar el este unul din cei care m-a susținut. Ori, sunt comune sărace, exact. Da? Gândiți-vă și în jurul Pașcanului, singurele afaceri sunt două magazine, trei magazine din sat. Da? Primarii nu au venituri pentru a plăti aceste lucruri. Ca să trag o concluzie, Consiliul Județean are responsabilități, inclusiv în a susține substațiile de ambulanță. Da? Aici în zonă funcționează, însă ar mai trebui susținută activitatea. Câteva minute mai avem, dar trebuie să vă întreb. Consiliul Local Pașcani. S-a discutat în Consiliul Local. Am două întrebări. Una negativă și una, să spunem așa, poate pozitivă. Pozitive. S-a discutat despre un proiect extrem de important dacă va fi realizat pentru comunitate, și anume centrul de recoltare. Centrul de recoltare a sângelui. A fost o propunere susținută de domnul consilier Sorin Olariu. Și iată, în momentul de față, clădirea respectivă a fost dată unui ONG. Cum credeți că va avansa acest proiect și când va fi pus în funcțiune? Vă întreb asta pentru că ați fost și sunteți direct implicat. Da, este o idee pe care am încercat să o fac de multă vreme. Nu am reușit la Pașani, pentru că am avut și frână din partea unor medici, manageri de spitale. În mod surprinzător, ar fi trebuit să, da, să vină alături. Da, dacă nu era ideea lor sau dacă nu era în același partid, erau idei proaste, lucruri neacceptat. Am fost și am văzut spațiul pe care l-a alocat Consiliul Local aici la piața de sus. Sunt și niște bănuți adunați, pentru că Sorin Olariu, care a preluat ideea mai veche, a făcut și o campanie de subscripție cu acei 2%. Deci sunt câțiva bănuți adunați. Am fost și cu Marius Benchea, președinte la ONG-ul Serviciu Voluntar de Ambulanță. Ei pregătesc documentele, facem un inventar, trebuie igienizat foarte repede și eu să-i susțin să primească toate aprobările corespunzătoare de la instituții, de la Ministerul Sănătății în principal. Și ar trebui anul acesta să funcționeze centrul de recoltare a sângelui. Bun. Întrebarea negativă asta era partea bună. Este despre ceea ce se întâmplă în Consiliul Local Pașcan, dezbateri politice, chiar și acuzații la adresa consilierului PMP, venite, iată, din partea consilierului de opoziție. Dar care sunt consilierii de opoziție? Păi, îi știți prea bine, se discută... Deci, domnul Cojocaru, și pentru cei care ne privesc, dacă PNL-ul propune un proiect și PSD-ul votează împotrivă, înseamnă că ei sunt consilieri de opoziție, nu? Și invers. Sorin Olariu și PMP-ul votăm așa cum considerăm noi de cuvință. Nu avem niciun angajament pe care nu respectăm cu niciun alt partid. De asemenea, nu avem nicio înțelegere pe care n-am respectat-o cu cineva și, doi, noi nu suntem fratele mai mic și mai prost al cuiva. Da? Poate Sorin Olariu are idei și muncește cât toți cei 9 consilieri, 8 consilieri PNL. Ei să-și vadă de borșul lor, să încerce să ne trateze ca și
cum suntem un partener serios și suntem, ați văzut. Avem idei, muncim, am fost cu Sorin Olariu în piață, ne întâlnim cu oamenii, venim tot timpul să culegem probleme și soluții. Oamenii dau și soluții, după care să le muncim. Amintiți-vă că am fost în Consiliul Local când le-am dat soluția ca până la licitarea noilor locuri în piață, la contractele existente trebuie făcut anexă la contract ca oamenii să poată plăti chirie. Soluție care a fost adoptată atunci de Consiliul Local. Deci noi suntem pe munca noastră. Sorin Olariu, consilierul local PMP de la Pașcani, a căpătat experiență pentru că nu a avut, își face treaba, vorbește cu oamenii și mai ales nu are nicio problemă, nicio ezitare să se exprime pozitiv sau negativ, să aibă puncte de vedere și pe proiectele PSD și pe proiectele PNL. Sorin este un om liber, singura responsabilitate o are față de oameni din Pașcani și din suburbii, fie că îi Blăgești, Găștești sau Vatra, Lunca, de oriunde. Dar este o problemă importantă de rezolvat între PNL și PMP, pentru că această relație între consilierii PNL și consilierul PMP este din ce în ce mai acută în Consiliul Local. Și se vede foarte clar chestiunea asta. Adică, vedeți și dumneavoastră, colegul dumneavoastră de aici, din Consiliul Local, dacă votează un proiect supus aprobării de către primar, de regulă primarul face proiecte, așa, dacă este votat, automat îi se pune eticheta de PSD-ist. Dacă oamenii vor vota, pentru că din lupta politică trebuie să rezulte proiecte pentru comunitate. Păi ce ar însemna la un proiect la care Sorin Olariu se abține, pus de PSD? Și toți ceilalți votează împotrivă. Spun, PNL-ul mână-mână cu PSD-ul, pentru că sunt proiecte bune pentru oameni. Asta sunt găinării. Oamenii care nu au idei și proiecte se țin de găinării, cum sunt și consilierii PNL de aici. Ați văzut, da, eu am inițiat multe proiecte și am venit să discut. Am explicat în Consiliul Local despre ce e vorba cu șoseaua de centură. Toată lumea a spus, da, este logic, corect. Și colegul meu, domnul Axinte, cu care am discutat, și vin liberalii și inventează roata că nu știu ce. Eu nu fac asemenea politică. Da? Eu nu fac. Eu fac o politică pentru oameni, pentru că după ce terminăm emisiunea, cobor între oameni în Pașcani. Și, da? Și nu vreau să-mi bată nimeni obrazul pe minciuni. Tragi moline. PNL-ul are problemele lui să-și vadă de borșul lui când o să ne voteze cineva de la PNL să ne caute, să ne critique. Deocamdată noi vorbim cu pășcănenii. Bun, mulțumesc pentru participare. Și eu vă doresc o seară liniștită în continuare. Și un weekend frumos. Da, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vom mai discuta cu siguranță pe marginea proiectului de buget, pentru că, iată, nici măcar nu a fost pus în dezbatere publică. Toți așteaptă promulgarea și cifrele privind alocațiile bugetare, după care vom discuta pe marginea listei de investiții în special și a bugetului în general. O seară frumoasă în continuare.